Da, e începusem să mă exteriorizez. Bine ați venit, doamna Andreea Bănică, la bine noi. Bine v-am găsit, după cum vezi, m-am îmbrăcat drăguț astăzi. Nu mă pricep foarte bine, dar sper că mi-a ieșit. Da, doamna Andreea Bănică, astăzi încearcă puțin folclor, oameni buni, pentru cei de acasă. Ce să fac? Am pornit să știi... Spune-mi din ce zonă e costumul. E, da, mă întreb și din ce zonă e. Din Moldova, ce vrei? De undeva de acolo. Ok, știi bine, din ce zonă este? Bine, spune, foarte bine. Îți spun eu, de la Dristor, de la un centru de închirieri costume. Păi deci, da, ca să fiu și eu un... Acum n-am știut, am crezut că poate reprezintă vreo zonă anume ceva. Spuneți și mie, ce reprezintă costumul, că eu nu știu, pe cuvântul meu. Nici voi nu știți! Nu, știi cu ce ai de busolat, că ei n-au mai văzut costum popular care să aibă ciorapul ăsta. De plasă, da. Ciorapul ăsta de plasă. Este fashion. Da, noul trend. Așa că vă rog să vă luați ciorapi de plasă. Și muzica asta populară se mai schimbă, nu? Da, normal, e fashion. Foarte bine. Okay. Andreea Bănică, oameni buni, astăzi va cânta live muzică populară și anume, dacă eu zic să fie costumul ăsta de la Moldova, că tot cânti tu trandafire de la Moldova. Da, e o piesă care îmi place mie de mulți ani. Îmi plăcea să o cânt eu din Dobrogea, vă dați seama, n-am nicio legătură, dar uite că vreau să încerc asta. Ce? Adică e ceva cu totul și cu totul nou, pentru că special. Până acum muzică ușoară, tu ești din Dobrogea și cânti ceva din Moldova. Da, exact. Deci n-am nicio legătură, nicio treabă, dar încerc să văd cu accentul cum fac. No, cu accent, microfon. Că... Stați așa că trebuie să iau alt microfon, mă scuzați. A plecat cum doamna merg. Muzicii populare, dar se întoarce printre noi. Două. Ia uite aici, tineretul din ziua de astăzi, muzica populară, reinterpretată. Da, nu, am două microfoane, cântăm, stai, la acesta vorbesc, să... la acesta cânt. Exact. Dar tu cânti muzică populară? Îți place muzica populară? Îmi place muzica populară. Cântam când eram mică, din zona mea, mândră fată de pescar, o iubeam pe Elena Roizen. Na, aveam și eu afinitățile mele. Dar uite că astăzi mi-a plăcut provocarea voastră. De ce să exact, nu încerc și exact, este o provocare asta. Pentru 6 vedete. Stai să vezi că mai urmează și alții artiști. Și fii atent, că dacă mi iese bine, adică... asta, o să o aplic și în concertele mele. Gata, m-am hotărât. Foarte... A, da, țineți cont. Dacă mi iese, o cânt. Foarte frumos. Bun, trandafir de la Moldova. Astăzi, cu totul și cu totul altfel, Andreea Bănică la emisiune. Iau eu microfonul de vorbe. Chemăm ansamblu aici, da? Ca așa, să... așa, fetele, nu uitați șurapul de plasă. Bă, ei au venit fără, doamnele, au venit fără ciorap de plasă aici. Măi, ei sunt adevărați, uite de la ei. Eu sunt așa... Stai, vorbește la ăsta, de asta ți-am să stați, îl dau eu când trebuie să cânți, da? Te rog frumos. Am mai văzut mai blondă și ce ai spus astăzi, că vrei să mă păcălești puțin așa, să mă induci în eroare, să-mi dea două microfoane, înțelegi? Okay, a fost greu atunci, două microfoane la care cânt, la care vorbesc. Ești live și în Facebook-ul meu, uite acolo, uite, vezi că suntem filmați, ai de grijă ce spui, că țin cu gata, mine. Gata, suntem live toți, peste da? Tot. Oameni buni, când... Andreea Bănică, altfel astăzi a acceptat provocarea noastră, cântă trandafir de la Moldova și, bineînțeles, ansamblul o să te ajute aici. Larisa, pregătită? Dăm drumul. Ia microfonul și hai să te vedem.
mai trandafir. Moldovene, stea șupina, nu îndrăsnesc mai. Trandafir, moldovene, stea șupina, nu îndrăsnesc mai. Lunca-i lunca, iar mai bere, și-am iubit, nu se mai vede. Și-a fost verde sau uscat mai, și-am iubit, s-a scuturat. Știu că să-mi aduci noroc, măi. Trandafir, floare de foc. Știu că să-mi aduci noroc, măi. Lunca-i lunca, iar mai bere. Și-am iubit, nu se mai vede. Și-a fost vorba, s-a uscat, măi. Și-am iubit, s-a scuturat. Și-așa! Șupina, nu știu vorba. Trandafir, de la Moldova, de șupina, nu știu vorba. Lunca-i lunca, iar mai verde, și-am iubit, nu se mai vede. Și-a fost verde, s-a uscat mai. Of, ce greu e asta. Și-am iubit, s-a scuturat. Andreea Bănică a acceptat provocarea noastră, da? Mulțumim mult de tot ansamblului, știu că ei trebuie să se mai schimbe, trebuie să mai facă tot felul.